Domnule președinte al ședinței, stimați colegi, domnule ministru, stimați cetățeni, în sfârșit am ajuns la etapa în care examinăm eliminarea monopolului din domeniul transportului de pasageri, o problemă care a afectat zeci de ani Republica Moldova și în mod special cetățeni din localități care vin în municipiul Chișinău la lucru, la studii sau pentru alte activități. În situația în care am exercitat două mandate de primar, în anul 2011 mi-am indicat pe pliantul electoral că mă voi implica în soluționarea problemei, chiar dacă primăria și după competențele primarului nu au absolut nicio atribuție cu domeniul transportului de pasageri. În 2015, când am candidat la următorul mandat, la fel am avut indicat pe pliant că voi soluționa problema respectivă. În 2019, următorul candidat la funcția de primar, la fel a avut pe pliant și în anul 2023, la fel și-a atribuit această soluționare a problemei. Și vreau să zic că în 12 ani de zile și în 8 ani de mandat, cea mai mare problemă care am avut-o în calitate de primar și presiunea cetățenilor a fost pe transportul de pasageri. Deoarece am constatat că acest domeniu este monopolizat din perioada guvernării comuniste și toți cei care au obținut autorizație de transport în perioada respectivă sunt și astăzi și desfășoară activitate în transportul de pasageri, tot cu aceleași unități de transport care au 30-40 de ani, fiindcă ei au monopolizat acest domeniu, nimeni nu are posibilitatea să execute curse de pasageri și am stabilit în felul următor, că atunci când într-o localitate se dorește să fie deschis o cursă de pasageri, de exemplu cum ar fi satul Pihoi Raionul Ialoveniu, ne-am activat în funcția de primar, am constatat că toate cursele de pasageri au fost prelungite în localitatea vecină, Varatic, iar atunci când depuneam o solicitare ca să fie deschis curse de pasageri, ne se dădea răspuns că localitatea respectivă este deservită de curse care tranzitează localitatea și o localitate de 6.000 de locuitori nu avea capacitate să deschidă măcar o cursă de pasageri. După ce a fost o presiune publică față de autoritățile centrale, oamenii au protestat, au blocat drumuri, am protestat la Parlament, la Guvern, la ANTA, multe alte instituții, au scurtat niște curse din localitatea Varate către satul Pihoi, ca într-un fel chipurile câteva curse oferite localității. Dar în realitate erau exact aceleași curse. După care oamenii au decis împreună cu primăria să procurăm două autocare ca să efectueze curse ocazionale din Chișinău sau din Pihoi spre Chișinău. Oamenii se poate merge la locul de muncă. Iarăși autoritățile de atunci, din 2018, au dat buzna peste autocare, le-au scos plăcuțile cu numere de matriculare, autocarele primăriei. Acei au blocat accesul acestor autocare să activeze, controale direct de la prim-ministru Filip, au blocat activitatea și au dat de înțeles la toți că nimeni nu trebuie să mai efectueze curse de pasageri, fiindcă cursele de pasageri pentru ei erau interesul ca să fie efectuate de transportatorii doar privați, deoarece cei privați, în mare parte din ei, finanțau partidul de atunci de la guvernare. Și având în considerație că aceste mijloace financiare urmau să fie încasate în bugetul primăriei, adică cu banii respectivi primăria trebuia să efectueze careva lucrări pe teritoriul localității, ei vedeau mai oportun că acești bani să fie direcționați în buzunarul unor monopoliști care și astăzi merg în Piața Mare a Dunării Naționale și fac protest, Chipru cineva vrea să iei curse. Nu! Acest proiect de lege se intenționează să fie create condiții egale pentru toți cetățenii care doresc să investească în acest domeniu, inclusiv și autoritățile publice locale, primăriile, ca să ofere o concurență normală și atunci când este concurență, bineînțeles, vor fi îmbunătățite aceste condiții. De ce se intenționează ca autoritatea publică locală, primăria, să fie participantă în acest proces ca să fie posibil de deschis curse de pasageri și totodată să aibă posibilitate și să operieze aceste curse prin mijloace de transport care vor fi în proprietatea primăriei și, bineînțeles, din vânzarea biletelor, banii să fie încasați în bugetul local pentru a avea primăriile mai multe mijloace financiare. Iar atunci cetățenii vor avea oportunitatea să aleagă cu ce condiții urmează să se deplaseze spre municipiul Chișinău sau vor beneficia de condiții decente în mijloace de transport sau vor fi nevoiți să
să circule în condițiile care au circulat astăzi. Eu cred că cetățenii vor alege condiții mai bune, deci este necesar ca societatea să înțeleagă că acest proiect de lege este în interesul cetățenilor, va fi oferit o mai mare concurență pentru domeniul respectiv și, bineînțeles, va avea posibilitate ca organul central de specialitate să monitorizeze activitatea agenților transportatori. Eu vreau să-l felicit pe domnul ministru pentru curajul care îl are în acest domeniu. Îmi dau seama, a avut foarte multe provocări, șantajuri din partea unor monopoliști. Pentru acest curaj aveți tot respectul meu și al cetățenilor. Sperăm foarte mult când, tra două lecturi, va fi cât mai curând votat acest proiect de lege și vom merge înainte pentru a sprijini cetățenii Republicii Moldova. Mulțumim mult!